Domnule președinte al Senatului, distinsă gazdă, domnule guvernator, doamnelor și domnilor ambasadori, domnilor colegi ai guvernului, stimați participanți, trăim astăzi un moment istoric pentru România. Listarea la bursă a celui mai important producător național de energie, hidroelectrică. Vorbim despre cea mai valoroasă companie din energie. Un exemplu că performanța consolidată pe termen lung poate fi obținută și la societățile unde statul român este majoritar. Ca să ajungi la performanță, trebuie să existe resursă umană de calitate, inteligență, seriozitate și profesionalism. Însă, dacă ne uităm doar la provocările din ultimii 3-4 ani, a fost și ceva în plus. O continuă adaptare la provocările economice, atât interne și regionale, cât și la contextul geopolitic internațional. Hidroelectrica a reușit să facă asta. De aceea, momentul de astăzi este chiar o confirmare a acestui succes. Pe lângă rezultatele financiare, hidroelectrica s-a angajat și în a servi direct interesele românilor. A furnizat energie electrică la un preț corect, protejând cetățenii împotriva speculei și crizei energetice. Această abordare responsabilă și orientată către consumator a ajutat populația și a demonstrat că hidroelectrica este o companie care înțelege așteptările și problemele românilor. De aceea vreau să clarific astăzi că hidroelectrica este și va rămâne o companie a românilor. După listarea la bursă, statul român își păstrează integral participația de 80%. Astăzi, deschidem posibilitatea ca și cetățenii români și alți investitori instituționali să devină acționari și să se bucure de succesul și creșterea unei companii de succes. Este un pas esențial pentru a democratiza și a aduce această perlă energetică a țării mai aproape de cetățeni. Prin participarea ca acționari, românii pot beneficia direct de potențialul de dezvoltare al acestui mare producător energetic. Însă, listarea la bursă aduce beneficii și economiei românești în general. Atragerea de capital extern prin această listare va consolida poziția României și va susține dezvoltarea economică a țării. În plus, regulile stricte și transparența cerută de piața de capital vor impune un control mai riguros, care garantează responsabilitatea socială și de mediu. Astfel, resursele naturale vor fi protejate și utilizate într-un mod sustenabil și responsabil. Știu că hidroelectrica are un plan ambițios de dezvoltare în sectorul energiei verzi, pe care, cum este normal, îl încurajăm și susținem. Aceste investiții vor reduce dependența energetică față de Rusia și vor consolida poziția României în privința securității energetice și a asumării unui rol mai curajos de jucător regional. O companie care a susținut nu odată peste 50% din consumul național de energie electrică joacă astăzi un rol esențial în menținerea stabilității și securității energetice a întregii regiuni, mai ales în contextul războiului din Ucraina. Acest fapt a permis României să contribuie la susținerea Republicii Moldova, ajutorul nostru energetic fiind vital. În încheiere, felicit întreaga echipă care a gestionat proiectul listării la bursă. Este un moment deosebit pentru economia noastră, pentru piața noastră de capital. Sunt convins că hidroelectrica va continua să dezvolte și să aducă
prosperitate în țară, asigurând energie pentru generațiile viitoare. La fel cum sunt convins că Bursa de Valori va lansa și alte companii românești, private sau de stat, în Liga Mare a Economiei, cu listări de miliarde de euro. Și nu în ultimul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Caroli, Radu, Ilincăi și să vă felicit pe toți pentru această mare realizare a dumneavoastră, a statului român și a României. Mulțumesc!